În perioada 29-31 iulie, în stațiunea Vatra Dornei din Suceava, va avea loc cea de-a doua ediție a unui festival de artă și cultură urbană, organizat de un grup de tineri din Vatra Dornei și Cluj-Napoca, cu scop caritabil de reamenajarea spațiilor din preajma cazinoului din Vatra Dornei. Ținta declarată a acestui proiect complex și generos este aceea de a căuta și oferi autorităților soluții de rezolvare a unei probleme care trenează de ani de zile, aceea de a reamenaja și valorifica o zonă cu potențial turistic extraordinar. Acest grup entuziast de tineri cu vârste de până în 25 de ani vor să atragă atenția autorităților privind responsabilitatea pe care o au în reamenajarea și conservarea patrimoniului cultural și arhitectonic al stațiunii Vatra Dornei, perla Moldovei, care din păcate are multe monumente în stare avansată de degradare, așa cum este și cazinoul. Tinerii sunt conștienți că restaurarea unui monument de o asemenea valoare este uriașă și că nu se poate face doar prin voluntariat. Acțiunea tinerilor se vrea un semnal de alarmă în ceea ce privește nepăsarea autorităților față de conservarea unor monumente arhitectonice de valoare inestimabilă, care ar putea aduce profituri uriașe zonei. Pe de altă parte, tinerii vor să atragă atenția autorităților că trebuie rezolvat cât mai curând posibil litigiul dintre autoritățile locale și Arhiepiscopia Sucevei legat de proprietățile terenurilor din zona. În programul manifestărilor legate de organizarea celei de-a doua ediție a Festivalului de Cultură Urbană de la Vatra Dornei sunt înscrise concerte ale unor trupe tinere, o secțiune de artă culinară care vrea să aducă un alt concept despre ceea ce înseamnă mâncarea adusă în stradă. Vor fi promovate mâncăruri specifice zonei, dintre care o parte extrem de rare. Se va veni și cu o serie de noutăți gastronomice care ar putea ocupa un loc în alimentația generațiilor tinere și nu numai.
Manifestările se vor derula în preajma cazinoului din Vatra Dornei. Pe fațada monumentului vor avea loc și proiecții de filme artistice, dar și un atelier de restaurare de biciclete. La acest festival de artă urbană de la Vatra Dornei sunt invitate și două trupe, Broken People și English Breakfast, care au în componența lor artiști tineri nemțeni. Iar de la piatră am văzut trupa English Breakfast de la... Da, într-adevăr, de la Demons vom avea English Breakfast sau Pieta Marin, cum s-a numit înainte. La fel, English Breakfast este o trupă tânără care merge pe aceeași idee cu Broken People, și anume faptul că tinerii din ziua de astăzi știu să aprecieze muzica bună. Activitatea celor două asociații organizatoare, intitulate simbolic Asociația Redescoperă Vatra Dornei și Asociația Kilometrul Zero din Cluj, sunt concentrate pentru moment doar pe proiecte de sprijinire a reabilitării monumentelor din Vatra Dornei, orașul natal al tinerilor organizatori. În măsura în care vor căpăta experiență și vor fi solicitați, grupul de tineri entuziaști își vor putea oferi expertiza și spre alte localități din România care vor dori să organizeze asemenea manifestări.